Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 28 ianuarie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 84.408 cazuri de persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.319 cazuri de infectare cu coronavirus. Pe data de 27 ianuarie au fost vaccinate 893 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 473 de reacții adverse ușoare. Referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor, astăzi, 28 ianuarie, sunt ocupate 459 de paturi, din care 28 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, sunt ocupate două paturi ATI. În momentul de față, 18 persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași, centru suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că sunt ocupate 6 paturi. În zona ATI COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași sunt ocupate 4 paturi ATI. În ceea ce privește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași sunt 32 de paturi ocupate. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi 28 ianuarie, un număr de 5.541 de persoane se află în izolare, iar 2.974 de persoane sunt carantinate la domiciliu. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 81.918 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 66.035 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.